să vă ajute maicuța scumpă și să vă acopere Sfântul Său omofor. În primul rând, suntem în cele 3 săptămâni, deja a trecut una cu harți, de pregătire pentru a intra în postul Marea Paștelui. Intrăm în săptămâna obișnuită, dezlegare fiind doar luni, marți, joi, sâmbătă, duminică, miercuri, vineri, post. Și după aceea intrăm în ultima săptămână, dezlegare doar la lăctate și pește. Am vrut să fiți foarte atenți, deși dumneavoastră știți rânduiala, calendarul nostru creștin arată foarte clar acolo, să fiți foarte atenți că în săptămâna albă, cum să spunem, în ultima săptămână, când se mănâncă doar pește și lăctate, cei care nu țin această săptămână, de 32 de ani de când sunt slujitor aici, n-am împărtășit niciodată, chiar dacă sunt tot postul. În fiecare post la noi este o frumoasă rânduială. Adică mă refer la rânduiala care a pus-o în timp cât a fost în al preasfințitul Părinte Calenic, episcop, arhiepiscop Suceavei Rădăuțului, când a fost episcop vicar în arhiepiscopia noastră, în postul Paștelui, în postul Crăciunului, prezența ierarhului la Sfântul Maslu și în postul Sfinților Apostoli și a Sfintei Mării, dar o singură dată. Acum, din mila lui Dumnezeu, cu mare bucurie pot să vă anunț că pe 20 martie, la ora 17, se va oficia taina Sfântului Maslu de către preasfințitul Părinte Episcop al nostru Nichifor. Deci pe 20, ora 17, ora 5. O a doua mare binecuvântare pentru mulți care n-ați fost, n-ați asistat la această mare slujbă. După mulți ani, Dumnezeu, Preacurata Maică Dumnezeu, mi-a adus un nou viețuitor. Ei bine, acum a făcut seminarul teologic, este fiul de preot, este din Basarabia, și are de peste 3 ani, este viețuitor în Sfânta noastră mănăstire. Cu binecuvântarea în altul preasfințitului Teofan, mitropolitul nostru, aprobarea care a fost tunderea în monahism a tânărului Rasofor Serafim, dar bucuria noastră este că mai rar întâlnim când un ierarh va oficia această slujbă a tunerii monahism. Și v-aș dori să fiți prezenți, să vedeți cum depune un tânăr viețuitor un vot monahal. Când va avea loc această tunere monahism? Deci pe 24 martie, în ajunul Bunei Vestiri, prăznirea Bunei Vestiri, la ora 5 va începe privegherea, la 5:20 va sosi preasfințitul, vom săvârși privegherea, litia, apoi va oficia slujba tunere monahism a tânărului Rasofor Serafim. Să ne ajute milostivul Dumnezeu să ajungem cu bine. Nașul este Părintele Iores, secretarul mănăstirii, dar să știți că nunta noastră, ca să știți, să fiți conștienți, când intrăm în viața monahală și am rupt firul cu părinții, cu frații, cu rudele de sânge, cu lumea, și am intrat în mănăstire, dorim viață, cum spune, când te întreabă la votul monahal cum îl depui, dorim viață pusnicească, casitate, curățenie și altele și slăbine, atunci te lepezi de tot ce e în lume și de tot ce e în familie. Asta nu înseamnă că noi pomenim ce e în familie, dar am vrut să vă reamintesc că mireasa noastră este Maica Domnului. Când am început să... Și nunta noastră este călugăria. Deci e o viață nu până moarte, ci până la moarte. Atât timp cât ai intrat în viața mănăstirii, și mai este o vorbă în popor, că ai gustat din cazanul mănăstirii, ferească Dumnezeu de te întorci în lume, vei fi judecat tot călugăr, dar să ferească Dumnezeu, repet. Să-i ajute Maica Domnului și pentru noi este o bucurie, că Maicuța Domnului, vedeți că aici nu ține pe oricine. Vă spun clar. Și mie mi se teamă și mai mă rog la ucenicii mei să mai mă se roage pentru mine și nu pentru alții. E un loc sacru. Și Maica Domnului aduce pe cine voiește, o rânduiește și cine merită acest loc. Și cine nu face ale locului, scoate locul afară. Asta e garantat.
Nu-ți faci praga, rugăciunea, smerenie, celelalte. Satornicia, care pentru un monah este trebuie să fie de mântuirea.